Intervenție în forță a jandarmilor și salvamontiștilor din Caraș-Severin. Trei copii cu vârste cuprinse între 2 și 7 ani împreună cu părinților au rămas înzăpeziți pe un drum de munte. Misiunea de salvare a durat mai bine de 3 ore, dar întreaga familie a ajuns cu bine acasă. Hai aici! Uite așa! Hai să mă duc eu și pe surioara ta. Semnalul de alarmă a fost dat de conducătorul vehiculului, în momentul în care a constatat că este imposibil să-și continue drumul din cauza stratului consistent de zăpadă. Panicat și de faptul că începe să se întunece, bărbatul a depus eforturi însemnate pentru a scoate de unul singur mașina din troiene, dar în zadar. Pe lângă bărbat, în mașină se mai aflau trei copii, dar și mama acestora. În zona au fost detașate de urgență mai multe echipe de intervenție. Misiunea de salvare a durat mai bine de 3 ore, fiind îngreunată de condițiile meteo nefavorabile, drumul accidentat, dar și distanța mare pe care salvatorii au fost nevoiți să o parcurgă până în zona unde a fost găsită mașina. Până la dezăpezirea autovehiculului, cei trei copii împreună cu mama lor au fost transferați la căldură în mașina jandarmilor. Întreaga familie a fost transportată în siguranță acasă, neavând nevoie de îngrijiri medicale.